Vârsta de 16 ani e acea perioadă când majoritatea din noi finisează clasa 9. Însă, Sumail la această vârstă a reușit să ridice deasupra capului său Aegis of Immortal și să devină campion mondial. În acest video, eu vă voi povesti despre cel mai tânăr campion al Internationalului și noul carry în echipa OG, Sumail. Said Sumail Hassan s-a născut pe data de 13 februarie anul 1999 în Pakistan. Când avea 7 ani, el deseori cu frații săi se ducea la internet cafe, drept că majoritatea jocurilor el le privea. Iar când singur începea să se joace, cumpăra itemuri la random și apăsa skill-uri fără sens. Totuși, Dota l-a atras. La vârsta de 11 ani, el a început să se joace serios. Dormea foarte puțin, aproape nu mânca și nu se ducea la școală. Ceea ce părea o nebunie la o asemenea vârstă. Însă, fără aceasta, el nu ar fi atins asemenea rezultate. La 15 ani, Sumail împreună cu familia sa a plecat în SUA, în statul Illinois. O familie cu 8 membri locuia într-un apartament cu 3 camere. În timp ce părinții lui Sumail căutau loc de muncă și școală pentru copii, băiatul a simțit cea mai mare fericire. Posibilitatea de a juca cu un ping stabil. Părinții totuși i-au procurat un calculator, dar în acel moment aceasta era o alegere nu chiar ușoară. Sumail cu orele acumula experiență și a început să supună serverele americane. El s-a ridicat în top ranked și nu doar primea invitații în echipe, dar și era recunoscut de jucătorii profesioniști din regiunea lui. În iarna anului 2014, Sumail a participat la calificările turnirului mondial Star Ladder. Echipa a pierdut ultimul meci, care era biletul către LAN final. Grant Harris, comentând acele meciuri, a accentuat că Sumail avea doar 15 ani, însă pe el nimeni nu-l credea. Sumail arăta o joacă atât de frumoasă, încât mulți considerau că acesta e un pro-jucător care a creat un alt cont pentru a se amuza un pic. Dar și băiatul nu se folosea de microfon, deoarece se rușina de accentul său. La începutul anului 2015, din lista de jucători a echipei Evil Genius, care la acel moment era una din cele mai puternice din lume, a plecat Artizi și Zai. Dacă pe poziția de support l-au găsit pe Aui, să-l înlocuiești pe Artizi era destul de complicat. Managerii la Evil Genius au riscat și au invitat pe un jucător care aproape nu a participat la un nivel profesional, dar juca foarte bine în matchmaking. Ar trebui de menționat că aceasta a fost inițiativa lui Universe. El juca pe poziția offlane. La primul LAN turnir, în comparație cu jucătorii echipei Evil Genius, Sumail mai mult semăna cu un spectator, un adolescent cu mâini înguste, cu ochi mari care cu frică privea publicul și mereu se ținea cât mai aproape de echipa sa. Atunci era turnirul Dota 2 Asia Championships 2015 cu premiul de 3 milioane de dolari. În acele meciuri, Sumail a descoperit tuturor jucătorilor pe Nevermore cu Eul Scepter și s-a deosebit pe Storm Spirit, cu care a câștigat ultimul meci. Și Evil Genius au devenit campioni la unul din cele mai mari turniruri. Peste jumătate de an, Sumail devine cel mai tânăr campion al Internationalului, Shaker, Naga, Gyrocopter, Ancient Apparition și Storm Spirit. Acesta a fost picul lui Evil Genius în ultimul meci și tot în acel moment a fost Echo Slam la 6 milioane de dolari. CDC are moving in there now. I don't think EG are interested in contesting this 4-on-5, but maybe they can delay it long enough for it to be a 5-on-5 if they Ice Blast and Fissure properly. There is no hookshot. They're all together. PPD, here comes the Ice Blast, ready for the dodge! In from the universe! It's a disaster! CDC! They're gonna get locked for the fate of the Earth apart! După ce Sumail a câștigat International, el a procurat o casă pentru familia sa. În Evil Genius, Sumail a jucat aproximativ 5 ani și după TI 9, el a plecat în inactiv. Apoi, două luni, a jucat în Quincy Crew, împreună cu fratele său, Yavar. Și la moment, e noul carry la echipa care 2 ani la rând a câștigat The International, OG. Acest roster al echipei arată destul de impresionant și probabil OG va câștiga al treilea International la rând. Nu uitați de like dacă v-a plăcut acest episod și scrieți în comentarii ce echipe din Dota susțineți în timpul unui turnir. Eu, de exemplu, susțin pe OG și Nigma. Asemenea, abonați-vă că vor apărea o mulțime de videouri interesante. Cu voi a fost Cristian, pe curând!